Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24, unde Biblia spune așa: Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnele cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și împreună vom spune. Și fii, și nu fii necredincios, ci credincios. Haideți să ne iasă mai bine. Și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Din toată inima aș vrea să vă fac o mică declarație. Mă simt atât de bucuros și plin de energie. Și am să vă spun de ce. Nu văd alt scop pentru care să mă ridic din pat dimineața decât să îmbogățesc pe cel de lângă mine. Până la urmă, dacă lași în urma ta un patrimoniu și dacă lași în urma ta lucruri, cât de mare folos va fi? Dar dacă lași în urma ta oameni pe care i-ai îmbogățit și i-ai amprentat, oameni pe care i-ai binecuvântat, vei fi cel mai fericit. Și când vă văd, îmi crește inima. Și pentru că în această după-amiază am multe bucurii, împreună cu mine aici, cu dumneavoastră, este și cumnatul meu, Cătălin, bine ai venit. Mă bucur din toată inima că ești cu noi. Sigur, vă puteți uita la sfârșit, vedeți-l, reperați-l și spuneți-i tot ce știți dumneavoastră mai bine. Și atâția alți oameni care îi văd pentru prima dată în această casă, în această încăpere. Vă spun tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. De ce am ales să vorbesc despre Toma într-o asemenea duminică? Și am să vă spun de ce. Nu doar pentru că e Duminica Tomei și nu doar pentru că e o sărbătoare, ci pentru că Duminica Tomei are cu ea o anumită semnificație. Să știți că oamenii au tendința să se uite la un anumit moment al vieții tale și să te judece după acel moment. Deseori oamenii rămân pur și simplu cramponați într-un anumit moment al vieții tale și te judecă. Dumneavoastră știți cât i-a luat lui Toma să-și rezolve problema? O săptămână. El, în momentul când spune cuvântul lui Dumnezeu că erau în casă și lipsea de la acea întâlnire și Domnul Iisus Hristos s-a arătat și ucenicii au spus, am văzut pe Domnul și el n-a crezut, o săptămână i-a luat să creadă mai apoi. Nu-l putem cataloga pe Toma după un moment. Și aș vrea să vă spun o veste bună. Dumnezeu din cer nu ne judecă după un moment. Dumnezeul nostru este Dumnezeul întregii vieți. Și ai șansa să schimbi momentul prost pe care poate îl traversezi. Și ai șansa să te ridici acum, dacă este un moment dificil al vieții tale de care nu ești mândru. Dumnezeu din cer este aici să spună, tu poți schimba lucrul acesta și tu poți pleca spre ceva nou și viața ta poate fi trăită diferit. Amin. Dacă este un moment care te-a culcat la pământ, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care astăzi vrea să te ridice. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă judecă după un moment. Eu am avut momente proaste, momente când mi-a fost greu în viață, momente când poate n-am judecat lucrurile cum ar fi vrut Dumnezeu, dar mărire Lui, că El nu s-a uitat la un moment al vieții mele, ci Dumnezeu se uită la fiecare zi a vieții noastre și este Dumnezeu care ne binecuvântează cu o șansă. Prinde-o. Ține-te de această șansă și spune Dumnezeu așa, Doamne, dacă nu e cel mai bun moment astăzi, schimbă, Doamne. Și viața cu care îmi stă înainte, fă să fie să merite să o trăiesc de aici încolo. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Puteți să mai spuneți din când în când, amin, că înseamnă așa să fie. Aș vrea să mai spun că e important să vorbim despre Toma, pentru că, nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat să
Fiți prezenți și totuși invizibili. Ați auzit de omul invizibil? Mama care umple masa cu mâncare, știți că e invizibilă. Copiii stau cu ochii în device-uri, mama vine, strânge, pune, e invizibilă. Vii acasă, nici nu ai observat că e curat. Pentru că ai impresia că curat se face de la sine. Nu, e cineva care a muncit, cineva care muncește și a așteptat să spui, uite ce curat, ce bine e. Suntem oameni care deseori, eu cel puțin știu că una dintre fetițele mele a trecut printr-o greutate la școală când era mai mică, nu plăcea doamna învățătoare și ea, pentru că, mă rog, era așa, mai tot timpul cu mâna pe sus, punea doamna învățătoare câte o întrebare de genul, cine știe răspunsul, mai avea puțin fetița mea și decola cu mâna și ea se uita în ochii ei și spunea, ei, chiar nimeni nu știe. Știți cum e să fii invizibil? Să faci și nimeni să nu te vadă. Să vii acasă, să te pregătești, să strunzi părul, să te aranjezi și soțul să vină, să treacă pe lângă tine și să nu vadă nimic. Dureros. Iartă-ne, Doamne. Însă, vestea bună este aceasta. Dumnezeu din cer aude și vede tot. Biblia spune că în momentul în care Toma s-a adresat ucenicilor, a spus în felul următor, dacă eu nu voi vedea cu ochii mei semnele cuilor lor, dacă nu voi pune degetul meu în semnele cuielor și dacă palma mea nu va fi în rana lui, nu voi crede. Când a venit Hristos și și-a spus, vino să vezi semnele cuielor, vino să pui degetul tău pe semnele cuielor, vine să pui mâna ta pe rana mea. Fiecare cuvințel spus de Toma, Dumnezeu din cer l-a înregistrat. Pentru că tu crezi că Dumnezeu n-aude, dar Dumnezeu aude și suspinul negrăit. Dumnezeu din cer până și firele de păr de pe cap le numără. Pentru că Dumnezeul nostru este viu, trăiește. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care îi pasă. Și asta mă învață pe mine Biblia. Că atunci când poate stau în casă și zic numai pereții mă aud, Dumnezeu din cer mă vede. Atunci când pare că nimeni nu mai are urechi pentru tine și ochi să te audă, să te vadă, Dumnezeu din cer te vede. Dumnezeu înregistrează fiecare suspin al vieții noastre. De atâtea ori în viață i-am spus lui Dumnezeu lucruri pe care nu puteam să le spun nimănui și Dumnezeu din cer mi-a răspuns. Și dacă cineva este aici în această după-amiază și lui s-a întâmplat lucrul acesta, să mărturisească împreună cu mine spre slava lui Dumnezeu, să spună mărire Domnului. Dar știți de ce am ales în mod deosebit să predic despre Toma? Pentru că în viață există trei lucruri care totdeauna m-au făcut să mi se pare foarte grea viața. Când Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul pe crucea din dealul Golgotei, să știți că întunericul a coborât peste tot. Întunericul a coborât. Nu știu ce sentiment aveți dumneavoastră, dar pe mine întunericul este acela care mă face deseori să-mi pierd echilibru și să mă împiedic. Când un om merge în întuneric, orbecăiește și întunericul întotdeauna este o neliniște pentru sufletul meu, pentru că capcanele cele mai grele sunt puse în întuneric. Dacă am vedea, n-am călca în el. Metaforic vorbind, spiritual vorbind, întunericul întotdeauna a fost extrem de dificil, pentru că nu poți merge. Nu poți înainta, trebuie să fii atent. Și în momentul când s-a lăsat întunericul la cruce, prea puțin și-au mai regăsit drumul. Pentru că uneori întunericul acesta coboară în sufletul nostru, uneori ne orbește, ne ia direcția, ne face să fim derutați, ne face să fim confuși și nu mai știm în ce direcție să mergem. Și ce mi s-a mai părut greu în viață? Moartea. Când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos neînsuflețit pe lemnul crucii și și-a spus, s-a terminat. De aceea, dacă mai ai încă suflare de viață în tine, dacă încă îți mai trăiesc cei dragi, aleargă și spune că nu-i nimic pierdut. Moartea celor dragi e cea care mă sperie cel mai mult. M-am obișnuit cu gândul că voi pleca. Și nu mă sperie faptul că după ce mor, nu știu unde mă duc. Mă duc la Dumnezeu acasă.
Amin. Dar gândul că aș putea să-i pierd pe cei dragi mă tulbură deseori. Și spun în această după amiază, ținem, Doamne, sănătoasă casa. Și ține, Doamne, sănătoși copiii, copiilor noștri. Ține, Doamne, sănătoasă întreaga familie. Păzește-ne, Doamne, Dumnezeul meu, și de îmbolnăviri și de cel rău. Să vezi moartea când îți fură ce mai drag. Lucrul acesta e un lucru care se sperie. Și întotdeauna am avut în inima mea o neliniște cu privire la cel rău. Vedeți, avem tendința aceasta de a zugrăvi lucrurile rele, de a zugrăvi lumea aceasta nevăzută într-un mod în care să nu o luăm în serios. Să știți că există o lume a celui rău, o lume a duhurilor răutății, o lume a demonilor, care în fiecare zi fac planuri și vor să-ți dărâme viața. Pentru că acolo la cruce, unde era Domnul Iisus Hristos, întunericul și moartea și-a dat mâna cu cel rău ca să stingă orice nădejde a omenirii. Și deseori mă întreb, oare ce planuri mai face cel rău? O să mă întrebați cum lucrează cel rău? Și am să vă spun cum lucrează. Prin nevegherea noastră. Prin patimile noastre. Când avem dorințe nerăstignite în noi. Când orbiți de anumite lucruri de șarte omenești, credem că lucrurile noastre sunt bune, când de fapt ele sunt greșite. De aceea mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să mă ajute să am un suflet sănătos, o minte sănătoasă. Și să nu mă fac durere pentru cel de lângă mine. Pentru că atunci când ai ambiții de șarte, rănești. Pentru atunci când faci planuri fără de Dumnezeu, aduci celor din jurul tău multă mâhnire. El folosește slăbiciunile noastre. Folosește fisurile noastre. Iubiții Domnului, în fața acestor greutăți, în fața acestor teribile atacuri din partea celor rău, ce poate să facă sufletul nostru? Aș vrea să vă pun o fotografie să înțelegeți că ce vă spun eu nu este departe de noi, dacă mă puteți ajuta. Abdul Hamid Yosef, un om din Siria, s-a culcat liniștit ca oricare dintre noi. A fost un bombardament, s-a trezit, soția era lângă el, copilașii erau lângă el și a zis să mă duc repede să văd ce îmi fac părinții. Când a ieșit pe stradă, foarte mulți oameni se împleticeau și cădeau la pământ. Când a ajuns la părinții lui, părinții lui erau morți. Frații lui erau morți. 25 de persoane din familia lui au murit. S-a întors repede acasă să-și vadă copilașii și a găsit pe soția lui și pe cei doi copii gemeni morți. I-a luat în brațe, așa cum îl vedeți în poza aceasta, și a ieșit la CNN și a spus așa: întreaga mea familie a murit. Pentru că a fost un bombardament chimic și s-au dat cu substanțe care au ucis toată familia. Să știți că sunt momente în viață când oamenii nu-și mai găsesc drumul, când se clatină, pentru că întunericul, pentru că cel rău și moartea și-au dat mâna să nimicească sufletul nostru. Și am venit în această după amiază să vă spun că este cineva. Este cineva care are putere asupra morții. Este cineva care a luminat în întunericul lumii acesteia. Este cineva care a frânt boldul morții. Cineva care și-a supus puterea celui rău. Cineva care a trecut dincolo de porțile locuințelor morții. Și care a biruit și care este Iisus Hristos, Leul din Iuda. Eu nu pot să risipesc întunericul tău. Eu nu pot cu mâna asta de carne să simt copiii sănătoși. Eu nu pot cu înțelepciunea mea omenească, cu inteligența mea de om, să mă lupt cu puterea celui rău. Dar poate El. Aleluia! Poate El. Poate El, Dumnezeul nostru care este viu. Și aș vrea să vă spun în această după-amiază un lucru pe care din toată inima vă rog, iubiții Domnului, să-L putem înțelege. Nu vă supărați că vin mai aproape de voi, da? Nici la biserică nu stăteam la amvon și nici acum nu pot să stau. Știți de ce? Pentru că mi se pare că dragostea ne apropie, nu ne desparte. În prima duminică, și vă rog să fiți atenți acum, vă rog să fiți atenți să ne zidim în Hristos.
Fără cuvântul lui Dumnezeu devenim niște oameni care putem fi ușor purtați încolo și încoace. Să știți că noi totdeauna trebuie să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu, care are o putere extraordinară. Și vreau mintea voastră să priceapă și vreau sufletul vostru să se umple de cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că nu cu cuvinte omenești vom putea noi birui pe pământul acesta. Nu dacă îți scui din sân și nu știu ce semne strângi sau nu știu ce faci, nu știu ce cuvinte spui, ci întotdeauna să știi că ne putem împotrivi când rostim cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau Dumnezeu din cer să lucreze la mintea voastră. A venit Domnul Iisus Hristos în prima duminică și Biblia spune că ușile erau încuiate. Vă rog să remarcați plural, ușile. Și Domnul Iisus Hristos a trecut de ușile încuiate și a apărut în mijlocul lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Hristos n-a bătut la ușă, n-a așteptat să îi se deschidă. Ei au exclamat după ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, am văzut pe Domnul. Și acum fiți atenți. Exclamația aceasta, am văzut pe Domnul, este un act de credincioșie. Dar diavolul are o specialitate. Și acum vă rog frumos să fiți atenți, voi cei care de atâta vreme mergeți la biserică, nu vi se pare că este un paradox să spui am văzut pe Domnul, să mărturisești că ai intrat în apa botezului, să mărturisești că te-ai întâlnit cu Dumnezeul Sfintelor Scripturi, să mărturisești că Dumnezeu ți-a schimbat viața și să stai în aceeași odaie cu zăvorul tras? Aceeași odaie și aceeași pereți în care stai de o viață întreagă, dacă m-am întâlnit cu Hristos, eu nu mai stau acolo cu zăvorul tras, nu mai stau în acea odaie prăpădită, ci am ieșit la loc larg și pot să fiu biruitor în numele Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă câți oameni s-au întâlnit cu Dumnezeu și dacă stai de vorbă cu un om care e credincios și te apuci să stai de vorbă la o polemică, să vezi ce însuflețire are. Să vezi ce argumente are, să vezi dacă nu crezi, să vezi cu câtă ardoare, cu câtă pasiune îți vorbește. Și apoi unde îl găsești? În aceeași vechi odaie. Cu aceleași vechi frici. Cu aceleași neliniște ale vieții lui. Cu aceeași angoasă. Cu aceleași lucruri care rămân în viața ta. De ce? Pentru că n-am înțeles un lucru. Întotdeauna ura va vrea să ferece iubirea. Va vrea să o zăvorască. Va vrea să o țină acolo între patru pereți. Hristos a venit și n-a bătut la ușă. Și a intrat. Și în a doua duminică, când ușile erau din nou închise, din nou a intrat fără să bată la ușă. De ce? Haideți, lucrați împreună cu mine. De ce, Doamne Iisuse, n-ai bătut la ușă? Că se deschidea. Tot El spune în alte împrejurări în Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Ce Hristos politicos! Dar aici Hristos nu bate la ușă. El intră și apare în mijlocul lor. De ce? De ce? Pentru că, ca noi să înțelegem un lucru, în timp ce stăteau cu frică de iudei, în timp ce stăteau acolo în casă spunând, dacă ieșim afară vom fi terminat, Hristos trece prin ușa încuiată ca să știm că Dumnezeul nostru este Dumnezeul puterii, este Dumnezeul minunii, este Dumnezeul care poate totul în noi toți. Tu înțelegi cine este El? Stânca veacurilor? Luceafărul de dimineață, Alfa și Omega, este Dumnezeul care este viu. El mâna și o întinde și istoria se închide. El mâna și o întinde și cancerul tău este vindecat. El mâna și o întinde și te ridică din groapă. Când trece dincolo de ușa încuiată și ce spune El, priviți la Cel ce este viu. Priviți la Cel ce n-are zid în față. Priviți la Cel ce nu poate fi niciodată să stea în afara ușii încuiat. El trece dincolo de toate. Atât trebuia să se uite ucenici și să spună, o, Doamne, ia-ne de mână și să pășim în afară tot ce înseamnă odaia asta în care ne-a încuiat frica. Hristosul nostru poate totul în noi toți. Tu înțelegi că poate să-ți repare viața distrusă? El poate să-ți aducă acasă pe cei care au plecat? Tu înțelegi că Dumnezeu poate să spună pâinea pe masă? Dumnezeu deschide azi o ușă de îndurare? Nu mai sta acolo cu frică, cu zăvorul tras. Hristos trece dincolo de ușa încuiată ca să ne spună nouă tuturor, eu pot. Tu poți, Hristoase. Glorie ție, Doamne, tu poți, Hristoase. El nu zice nimic, El nu spune, uitați-vă la mine, El nu spune, El nu-și face reclame, El nu vorbește despre El. El trece pur și simplu. Și cine vrea să vadă, va vedea puterea Lui. Amin.
E pe aici, Bogdan? Facem un exercițiu? E pe aici, Bogdan? Ia, ia, ia. Vreau să facem un exercițiu împreună în această după-amiază. Cea mai mare bucurie a sufletului meu, știți care este? Să vă aud pe voi cântând. Eu m-am rugat Domnului să vă aduc un cuvânt proaspăt. Acum munciți și voi cu mine. Vreau să cântăm împreună cu Bogdan și în această după-amiază, uitându-l la aceste versuri, să spui așa. Nu este muntul prea înalt care Dumnezeu să nu-l poată trece. Nu există în viața mea necaz pe care Dumnezeu să nu-l ajute să fie rezolvat. N-am să mai stau cu frică în sân. Atât de mult ne-a paralizat frica și neputința. Suntem derutați. Atât de zgomotoasă este ura. Așa de puternic s-aud armele celui rău, care zângănesc. Atât de ciudate sunt lucrurile lumii acesteia. Dar Hristos a trecut prin ușa încuiată ca să spună ție: tu crezi că mă oprește ceva pe mine vreodată? Te-ai dus la oameni și te-ai întors cu lacrima pe obraz. Te-ai bizuit pe oameni și ți-a arătat fața lor. Acum spune așa: te rog pe tine, Dumnezeul cel viu, să lucreze în viața mea. Permiteți-i Duhului Dumnezeu să lucreze împreună cu sufletul vostru. Și trebuie să ne închinăm Domnului, spunându-i: nu este multe prea înalte. Nu este multe prea înalt ca să nu-l miște. Spune-i Domnului. Nu e problema prea grea să n-o rezolve. Una prea mare să n-o liniștească. Nu e durere. Nu e durere prea grea să n-o aline. El purtata pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. El purtată pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Este unde? Așa, am aflat că este unul cu umeri puternici. Aleluia. Cineva care poate să ducă pe umerii lui și poverele vieții mele. Îți spui sufletului tău în această după-amiază: Hristos e miracol.
Hristos e minune. Hristos este supranatural. Mă gândeam săptămâna trecută la greutățile vieții. Vin momente când ajungi să te uiți de jur împrejur, să spui, Doamne, de unde va veni izbăvirea? Puteam să rămân avocat și mi-ar fost bine, omenește. Nu spuneți că nu. Câștigă bine avocații. Problema este că ei câștigă bine doar pe pământ. Atât. Dar am ales să fiu ceea ce sunt pentru că Hristos a trecut dincolo de ușile pe care eu le-am încuiat. Și când i-am văzut puterea, am zis, vreau să rămân cu tine. Amin. Săptămâna trecută am început să număr banii. E semn că îți merge prost când numeri banii. Mi-am dat seama că nu o să mai avem prea mulți bani pentru cei peste 500 de copii și m-am rugat Domnului și asta așa. Ascultați rugăciunea. Eu i-am luat, tu mi-ai trimis. Eu sunt tatăl lor, tu ești tatăl lor. Tu le vei purta de grijă. Amin. Nu m-a vizitat niciun înger din cer, n-am avut nicio revelație specială, dar au început să sune telefoanele, să vină mesajele. Frate, vreau să-ți dau 500 de lei. Dă-i. Frate, vreau să trimit pentru copii 100 de euro. Trimite-o. Și de așa, pic cu pic, pic cu pic, pic cu pic, pic cu pic, om ieși și noi din necaz. Știți de ce? N-am să rămân în odaia asta mică, a unor vise pământești. N-am să rămân rob unei vieți în care doar supraviețuirea să fie ceea ce-mi doresc. N-am să trăiesc ca unul care moare fiecare zi. Și am să ridic ochii spre Domnul și am să spun cu tine înainte, Hristos. Prin puterea ta, mai mult decât biruitor. Noi să vedeți sala asta? Știu că e mică. Vă spun sincer, vă rog să mă iertați. Frica mea n-a fost că nu va fi plină. Frica mea a fost că o să fie prea plină. Mi-e martoră familia. Am zis, nu știu unde o să intre oamenii care vor veni. Știți pe ce m-am bizuit? Pe Hristos. Aleluia! Când stai de vorbă cu El, n-ai surprize. Surprize ai când stai de vorbă numai cu oamenii și nu și cu El. Ei, iubiții Domnului, m-am gândit și am zis, Doamne, știți că în general sălile nu vine cineva să spună, am o sală, vrei să o iei gratis? Nu, astea sunt mampovești. Sala aceasta și are costul ei. Și m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, păi da, ce-i lucrarea mea? E a Ta! Amin. Dar învățați rugăciunea asta. Ce? E lucrarea mea? E a Ta. Și am zis, Tu să lucrezi. Și într-o zi, pe o ploaie din asta, ca și aceea în care dumneavoastră ați fost, o burniță, a venit la mine la ușă, la fundație, un domn de culoare, din India. Dacă mă întâlneam cu el pe stradă, nu îl remarcam. S-a recomandat. Sunt și nume din asta indian, Sunil. Mi-a luat mult timp să-l învăț. Mai are încă vreo două, trei nume. Și a zis, pastore, pe mine m-a trimis Dumnezeu. Am mai sunt foarte atent când cineva vorbește, m-a trimis Dumnezeu, cât am pățit în viață. Și am zis, te ascult. Și mi-a zis, Dumnezeu mi-a vorbit că tu trebuie să faci o lucrare. Gândiți-vă că asta s-a întâmplat acum un an. Și a zis, Dumnezeu mi-a spus că tu trebuie să faci o lucrare, să închiriezi o sală, să aduci oamenii la Hristos. Și eu am venit aici pentru că Dumnezeu mi-a vorbit să stau alături de tine, să închirie sala. Aleluia! M-am uitat la el și am zis, dacă Domnul Dumnezeu împlinește planul ăsta, vom vedea. Și după ce au trecut timpurile și așa au fost lucrurile în viața noastră, și a mea și a dumneavoastră, i-am dat telefonul lui Sunil. Îți mai aduce aminte de mine? Da, zice. A venit timpul, foarte bine, zice. Care-i contul? I-am trimis contul și uite sala. Și apropo, acum să vă spun, India e pe strada mea. Nu, India e departe. Dar Dumnezeul meu trece prin ușile încuiate. E un Dumnezeu viu, un Dumnezeu al minunilor. Înțelegeți ce vă spun această după amiază? Haideți repede să trecem la următorul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Sunteți aici? Vreau să vă spun un lucru extraordinar de frumos.
Eu vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu mi-a vorbit asupra acestui punct, așa am sărit din casă ca popcorn. Nu mai puteam de bucurie. Strigam, aleluia, Doamne, slavă ție! Dumneavoastră știți că descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu aduce lumină, aduce bucurie sufletului. Domnul Iisus Hristos este acela care vorbește despre Toma. În ultima perioadă, în ultimii ani, m-am uitat la predicile colegilor mei și mai toți vorbesc despre Toma spunând: nu-l mai numiți pe nedrept necredincios, pentru că el este de fapt un om credincios, dar noi l-am numit necredincios, dar problema este că Hristos îi spune și fii credincios și nu necredincios. Nu eu sunt cel care îi spun lui Toma ceea ce îi spun, ci însuși Dumnezeu spune lucrul ăsta. Și atunci vreau să vă spun un lucru deosebit în această după-amiază. Vreau să spun un lucru deosebit în această după-amiază. Când Iisus Hristos stătea pe cruce, știți ce au strigat preoții? Știți ce au strigat cei care erau acolo? Dacă El este cu adevărat Hristos, să se coboare de pe cruce. Și ce a spus tâlharul, cel nemântuit? Dacă ești Hristos, coboară de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-mă și pe mine. Au cerut când a fost Domnul Iisus Hristos, când a fost în fața lui Irod. Irod a zis: fă și aici un semn. Dă-ne un semn al faptului că tu ești Hristos. Aprinde artificii. Fă nu știu ce lucru spectaculoasă. Și au zis: dă-ne un semn, dă-ne o dovadă a faptului că tu ești Hristos. Mă fiți atenți ce vă spun eu. O viață întreagă trăim într-o nefericire. Sunteți atenți? Deci trăim într-o nefericire adâncă. Știți care este nefericirea noastră? Trăim într-o lume în care întotdeauna, ca să fim oameni convinși, avem nevoie de dovezi, avem nevoie de semne, avem nevoie de evidențe, avem nevoie de probe, avem nevoie de indubitabil, avem nevoie de certitudini, avem nevoie de lucruri palpabile, avem nevoie să punem mâna pe ele, să spunem: da, am văzut, sunt lucruri pe care eu le am. Hristos vine și spune altceva. Hristos nu se argumentează, nu se justifică, nu vine și spune: haide să-ți arăt ce pot eu ca tu să fii convins de lucrul acesta. Vine și spune lui Toma următoarele lucruri: Toma, tu vrei ca degetul tău să fie pus aici, în semnele cuilor. Vrei ca palma să fie pusă pe rană. Vrei ca ochii tăi să vadă semnele cuielor. Dar asta este, de fapt, întreaga nefericire a ființei noastre. Trăim pe bază de cârje. Trăim într-o lume în care suntem condiționați. Vreți să vă spun un lucru? Când Aristarh a descoperit teoria cu privire la pământ, a venit Ptolomeu și a zis: nu e așa. După ce Ptolomeu a spus cum este pământul și cum ne raportăm fără de soare, a venit Copernic și a zis: nu e așa. După care a venit Einstein într-un final și a elaborat o nouă teorie și mâine o să vină un alt om de știință care o să spună că de fapt tot ce a fost până acum este diferit. Trăim într-o lume în care noi spunem că pe bază de semne, pe bază de evidențe, pe bază de lucruri palpabile, putem să credem. Hristos vine și spune altceva. Credința n-are nimic de a face cu toate lucrurile acestea, pentru că credința nu se mărește din afară înăuntru, ci credința crește dinăuntru în afară. Tot căutăm să aducem în noi tot felul de semne. Credința ia naștere aici, înăuntru sufletului nostru, prin cuvântul lui Dumnezeu, crește și este sufletită prin rugăciune și prin Duhul Sfânt. În momentul în care Hristos îi spune lui Toma: vino, Toma, să te scap de povara necredinței. Vino, Toma, să te scap de povara certitudinii. Știți de ce viața noastră este măruntă? Vrem asigurări. Fac teologie, asigură-mă că să fiu pastor. Mă fac băiat bun. Asigură-mă că nu dau faliment. Schimb tot ce schimbat, dar asigură-mă. Și ce spune Hristos? Taci. Știți ce face Dumnezeu în cele mai dese rânduri? Se ascunde. Dumnezeu se retrage, Dumnezeu se ascunde, Dumnezeu nu vorbește cu omul atât de mult pe cât ne pare nouă sau cât de mult vrem noi să declarăm că El vorbește cu noi. Hristos dorește ca noi credința să crească. Bun, haideți să vă spun un lucru. Am aflat că există o definiție a credinței în Biblie. Știți cât de repede am alergat să o citesc? Evrei capitolul 11. Abia așteptam să văd cum definește Dumnezeu credința. Și citesc. Și credința este o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și atunci am tăiat și m-am tăiat, poftim să mă încred în lucrurile care nu se văd. Dar eu vreau să văd.
Dă-mi fata cu care să mă căsătoresc, dă-mi slujba pe care să o am, dă-mi planul de sănătate, dă-mi mașină și plec în evanghelizări, dă-mi bani și mă fac mai bun. Noi vrem mereu să punem mâna pe ceva și Hristos spune, credința înseamnă să te încrezi în lucruri pe care nu le vezi. Amin. Nu văd astăzi, dar cred că Dumnezeu din cer face ceva în locul acesta, face ceva cu viața ta. N-am nicio dovadă a faptului că Dumnezeu, palpabil, va face un anumit lucru, dar cred mărirea lui Dumnezeu. Eu cred lucrul ăsta. Și de așa Dumnezeu ne scapă de această grea povară. Știți, oamenii vor totul să fie dovedit. Stau de vorbă cu oamenii care nu sunt credincioși. Ai un semn că Dumnezeu există? Știți câtă vreme am discutat cu oamenii din aceștia? Ore. Și când am ajuns la ceva logic și ce mi-au spus, eu cred. Atât m-am supărat, deși am stat 4 ore să-ți vorbesc. Nu știu dacă mă înțelegeți. Niciodată nu vei reuși să convingi tu, ci numai întotdeauna Duhului Dumnezeu face ceva aici. Dumnezeu vrea să ne elibereze de povara aceasta, de a ne bizui pe noi și pe puterile noastre. Că în momentul în care te bizui pe tine, te bizui pe evidențe, te bizui pe gândirea ta, te bizui pe modul tău de a fi, aceea nu-i credință, prietene, este logică. Aceea este știința numită pe nedrept știință. Dumnezeu nu vrea ca noi să avem această povară. Știți care e cea mai mare pedeapsă a vieții mele? Să mă lase Dumnezeu pe mine să-mi croiesc viața. Și ce vreau eu? Să-i spun, nu mai vreau să croiesc nimic, Doamne, merge înaintea mea și fă cum vrei Tu. Nu mai vreau să fiu, Doamne, deștept, nu mai vreau, Doamne, să stau să fac eu planuri, mă încred în Dumnezeu și merg înainte și Dumnezeu din cer să facă El ce vrea. Este marea povară necredinței. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Ferice de cine nu m-a văzut și crede. Știți de ce? Pentru că atunci tu ești eliberat de tot această încorsetare. Lumea aceasta, iubiții Domnului, caută mereu dovezi. Dovezi pe care apoi le calcă în picioare. Hai, uite în ochii mei. I-ai spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă existi, să mă scap de problema asta. Și Dumnezeu a venit și te-a scăpat. Câți dintre voi putem mărturisi? Și, ascultați-mă, ne-am făcut noi mai buni prin asta? Și ce s-a întâmplat? Am uitat ce am spus. Pentru că credința nu înseamnă cântar. Pe care Dumnezeu să spună ceva, îți dă și tu spui, bine, acum ai greutatea care trebuie. Credința se naște aici. A fost o zi când nu pot să vă explic, pricepeți ce vă spun. La un moment dat, Toma zice în felul următor, după ce Toma îl vede pe Domnul Iisus Hristos, vede lucrurile acestea, strigă, strigați cu mine, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce? Cea mai mare dovadă a subiectivismului. Nu-i nimic obiectiv în lucrul ăsta. Este o exclamație plină de subiectivism. Pentru că credința înseamnă o ancorare în lucrurile care nu se văd. Sunt subiectiv pentru că ea locuiește aici, în inima mea. Spune unei mame, când își strânge în brațe copilul, puiul meu, e subiectivism. Soțul care își ia soția de mână și spune, iubita mea, e subiectivism. Tu poți să-i spui, nu mă potriviți. Ăla ți-ar da cu pământul în cap. Tu să-i spui mamei care are puiul în brațe, mă, dar nu prea e, wow, de mine, cred că nu știi pe unde e ieșirea. Ce Hristos pentru mine? Dragoste. E cel ce mă strânge în brațe. E subiectivism pentru că Hristos nu trebuia să moară pentru nenorocitul care sunt eu. Și-a dat viața pentru mine și-a murit la cruce. Nu pentru că El lucrează obiectiv, ci pentru că însăși dragostea se fundamentează în ceva ce nu poate fi obiectiv vorbit. Și nici dovedit. Nu pot să vă dovedesc că Iisus Hristos există prin ceva palpabil, tangibil. Și vă spun în această după amiază un singur lucru. Duhul Sfânt să lucreze. Duhul Sfânt să nască în voi. Duhul Sfânt să trezească în voi. Credința. Să strigați. Să mergeți pe stradă, să spuneți Domnul meu, Dumnezeul meu. Să puteți să plângeți de bucurie. Să se uită oamenii să spună, de unde ai scăpat? Că uneori omul care scapă de la biserică seamănă cu cel care scapă de la spital. Dacă cu adevărat Dumnezeu locuiește în tine. În primele momente ale vieții mele de credință, mergeam pe stradă rugându-mă. Oamenii se uitau și dau din cap cu milă, săracul. Oricum asta a fost povestea vieții mele, tot timpul cineva la din cap.
spunând săracul. Nu știu dacă mă înțelegeți în ceea ce vă spun. Credința este un pariu al nebunilor, dacă vreți. Pentru că nu-l vedem și credem. Nu pot să-l strâng în brațe, dar cred. N-am să vă spun lucruri concrete, nu pot să-l dovedesc pe Dumnezeu, nu pot să-l argumentez pe Dumnezeu, așa cum poate și-ar dori oamenii, dar pot să vă spun un singur lucru. El este viu și trăiește. Da. E un alt subiect de subiectivism, Dumnezeul meu. Așa e? Cum pot eu să vin în viața ta să spun, tu n-ai dreptul să simți lucrul ăsta? Cine sunt eu? Cum ai putea să spui cuiva, iubirea ta nu-i bună? Cine putea să spună asta? Nimeni niciodată. Iubire e iubire. Și credința e credință. Nu pot argumenta științific, nu vă pot da dovezi. Hristos nu s-a argumentat, n-a simțit nici cea mai mică dorință să spună, haideți să vă explic cum. Nu. El a spus, cine mă crede, mă va urma. Amin. Atât. Vreau să vă spun un lucru. În cele 7 zile, Tom a adus o povară grea. Dacă aș vedea semnele, cum ar fi? Ar fi mari, mici. Să stai să te frământi tot timpul, cum ar fi? Dar când toate lucrurile acestea au căzut la pământ și l-a văzut pe majestatea sa, regele, a strigat plin de fericire și de un subiectivism pur. Domnul meu! Domnul meu! 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 Domnul meu! Ce-i credința? E Domnul meu, îl strâng în brațe, e al meu și eu sunt al lui. Mări să fie Domnul. Vreți probe, vezi, dovezi? Nu știu să vă furnizez. Dar știu un singur lucru. Mă rog lui Dumnezeu să vă fac această exclamație în suflet. Domnul meu și Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Ăsta nici nu durează. Alex, mă ajuți? Deci trebuie să ne gândim încă o dată. De ce a trecut Hristos prin ușile închise? Uși! Prin ușă. Pentru că El a vrut să spună ceva. Sunt Dumnezeu care poate tot. Aleluia! Glorie, Domnul! Doar atât trebuie să te uiți cum Dumnezeu trece prin tot ce este încuiat. Și în această după-amiază spune sufletului tău, eu nu mai stau aici în frică, în neliniște, în confuzie, în derută, ci am un Dumnezeu viu. Scapă de povara asta de a lua pixul în mână și a spune, trebuie să planific și asta, și asta, și asta, și asta. 3 copii, 2 ipoteci, un soț, România, lipsă servici, vecini răi, parteneri mincinoși, și stai cu pixul în mână și planifici și dă-i dimineața până seara și te frămânți. Eu am lăsat totul. Las totul. Cu cât număr mai mult, îmi dau seama că îmi pierd. Și numai ta spun. Mă rog ca Duhul Sfânt să mă învăluie, să pot striga Dumnezeul meu. Aleluia. Și Domnul meu. Să se nască în mine credința aceasta puternică, care poate totul în noi toți. Și acum ascultați. Îl ceartă Domnul Iisus pe Toma. Îl ceartă. Adu-ți degetul încoace. Uită-te în se să vezi semnele cuilor. Îl ceartă. Pune mâna ta aici în rană. Cu vorba îl ceartă și cu fapta îl mângâie. Îl mângâie cu fapta. Că îi permite să pună mâna în semnul cuielor. Toată viața mea, Hristos m-a certat cu vorba și m-a mângâiat cu fapta. Aleluia. Și oamenii m-au mângâiat cu vorba și m-au certat cu fapta. Hristos vorbește uneori aspru și spune lucrurilor pe nume, dar în timp ce Hristos te zguduie așa un pic cu vorba, te ia în brațele Lui de Dumnezeu. Și Hristos va vorbi mereu în același fel. Tu ești un om apăsat, așa-i? Și sunt multe poveri în viața ta. Și aștepți ca Dumnezeu să facă ceva. Știți cum îți va vorbi Hristos?
va vorbi Hristos la fel tuturor, prin rănile Lui. Niciodată Hristos nu vorbește altfel decât prin rănile Lui. Prin rănile Lui am fost tămăduiți. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui. Suntem ispășiți prin rănile Lui. A fost un incendiu din care au scăpat copiii, părinții au murit. Unul dintre săteni a intrat în casă, a scos copiii din foc și la sfârșit, după o perioadă, i s-a spus copiilor, nu mai aveți părinți, v-am pregătit niște părinți care să vă ia să vă crească. Aveți aici două familii care vă vor. Această familie este înstărită. Sunt oameni care au posibilitatea să vă ofere o educație. Și familia celui care v-a scos din foc, care este mai sărac, nu prea poate să vă ofere un viitor. Și voi puteți alege să mergeți cu ei sau să mergeți cu ei. Și copiii s-au dus imediat spre salvatori și au întrebat, sunteți siguri? Pentru că familia aceasta are posibilitatea să vă dea o educație aleasă, nu veți duce lipsă de nimic, dar ei au luat mâinile care sunt arse și au sărutat mâinile Salvatorului. S-au dus după mâinile care au fost arse de foc. În viața aceasta Dumnezeu îmi va vorbi mereu în același fel, nu-mi va da dreptate să mă lamentez, nici să-mi plâng de milă, îmi va arăta mereu rănile Lui pe Golgota. Față în față cu rănile Mântuitorului, întreaga mea viață capătă un alt fel de sens. Vă invit să vă ridicați. Nu există nimeni și nimic, Doamne, care să poată în după amiaza aceasta să vindece sufletul nostru afară de rănile Tale. Vreau să stau înaintea Ta într-un moment de mărturisire, Doamne, și să spun un lucru. Am nevoie de o inimă curată. Am nevoie de o inimă curată, Doamne. Am nevoie ca Duhul Tău cel Sfânt să coboare peste viața mea. Nu există nimic care să albească ființa mea. Nu există nimic care să înnoiască ființa mea afară de sângele vărsat la cruce. Prin rănile Tale suntem tămăduiți. Prin rănile Tale, Doamne, Dumnezeul nostru, găsim calea spre viață. Și în după amiaza aceasta Te rog, Tată Sfânt din ceruri, lasă rănile Fiului Tău, lasă sângele Fiului Tău încă să curgă în viața noastră. Este un moment, Doamne, când aș dori din toată inima să-Ți întorci fața spre noi. Dacă este ceva, Doamne, Dumnezeul meu, pe care vrei să spui poporului acestui astăzi, este să-și curățească viața, să-și sfințească ființa, să dobândească ochi curați, să dobândească o minte curată, să dobândească o inimă sfântă. Este un moment, Doamne, Dumnezeul meu, când dorim din toată inima să ne vorbești. Înainte, Doamne, Dumnezeul meu, să vii să vindeci ființa noastră, pentru că eu știu, da, știu, Doamne, că vei vindeca locul acesta. Înainte ca să ridici pe cel ce stă în prăbușire, înainte, Doamne, să deschizi toate ușile, Tu ne ceri nouă un singur lucru, o inimă curată. Și nu pot, Doamne, să mă curățesc singur. N-am puterea, Doamne, să mă schimb. Dar Te rog în această după amiază, miel sfânt al lui Dumnezeu, ridică orice păcat, desleagă orice legătură de neputință, schimbă orice obicei rău, frânge, Doamne, orice patimă și lasă, Doamne, o viață curată, lasă un Duh Sfânt să coboare peste noi, curățește-ne, Doamne. Să plecăm din locul acesta cu o inimă nouă, cu o inimă curată, cu o inimă sfințită. Vorbești și astăzi lumii, vorbești Bucureștiului, vorbești României și le spui aceleași lucruri. Vreau să vă sfințiți viețile ca să puteți vedea puterea dragostii mele. Doamne, Te rog, dacă alături de mine în această după amiază este cineva care vrea o inimă curată, care vrea să pornească cu Dumnezeu pe un drum al sfințirii, să ridice mâna înaintea Domnului să spună, eu sunt omul, Doamne, care am nevoie ca în rănile Tale să fiu tămăduit. Doamne, Te rog să-mi dai puterea să birui,
M-au îngenuncheat, Doamne, lucrurile din viața mea, dar aș vrea în această după-amiază să mă ridic în puterea Duhului Sfânt. Aici este locul unde Hristos coboară și când El vorbește, un lucru se întâmplă. Coboară sfințenia și Dumnezeu ridică poverile. Că vrei în această după-amiază să te apropii de Dumnezeu și să-L lasă lucreze, El îți va spune același lucru. În rănile mele sunteți tămăduiți. Pedeapsa care vă dă pacea a căzut asupra mea. El este Cel ce a ispășit nelegiuirea. Vreți să facem o rugăciune prin care să cerem Domnului sfințenie în viața noastră? Să cerem Domnului o inimă curată? Să pornim pe un drum nou al credinței? Să pornim pe un drum nou al curăției de inimă? A unor relații care să fie de prietenie? A unei relații în care cu adevărat să strălucească harul lui Dumnezeu? În care demnitatea, respectul, în care dorința de a reflecta pe Dumnezeu să fie nu doar un moment, ci o viață întreagă. Ce-ți spune dacă în momentele următoare, într-un act de evlavie, de pioșenie sfântă, de lepădare, într-un act de mărturisire, în duminica Tomei, am stat înaintea lui Dumnezeu și am spune: iartă-mi, Doamne, păcatele. Sfințește ochii ăștia care m-au trădat. Taie împrejur urechile care au vrut să audă ce au vrut El. Sfințește limba asta să rostească numai cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, dă putere mâinilor mele să se ridice, Doamne, curate la rugăciune. Dă putere pașilor mei să meargă pe cărarea curăției. Doamne, dă minții mele puterea să se plece, fiecare gând să fie rob ascultării de Hristos. Doamne, fă din inima mea un loc în care să așez tronul Tău, să domnești ca împărat în viața mea. Te rog, Doamne, Hristos ne vorbește și ne spune un singur lucru. Prin rănile mele sunt destămăduit, sângele Mântuitorului curge, sângele Mântuitorului spală. Dumnezeu vrea să curățească, Dumnezeu vrea să deslege, Dumnezeu vrea să te înnoiască, Dumnezeu vrea să ridice povara sufletului tău, pentru că El este viu. Îți mulțumesc, Doamne, dacă crezi înaintea lui Dumnezeu că lucrul acesta ți se potrivește, aș vrea să îngenunchem acolo unde te afli. E o mochetă bună. Nu mochetă ai problema, ci frângerea mândriei noastre. Cobor înaintea ta, Doamne. Mă frâng înaintea măririi tale și te rog, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Iartă-mă pe mine. Iartă-ne pe fiecare dintre aceia, Doamne, care s-au plecat azi înaintea ta. Ne mărturisim înaintea ta greșelile și te rugăm frumos, Doamne, ridică povara de la sufletul nostru. Ce ne-a încuiat? Ce ne-a furat bucuria? Ce ne-a străinat unii de alții? Greșelile, nelegiuirea, păcatul, vorbele spuse, Doamne, Dumnezeul meu, fără sare, fără dragoste. Iartă, 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 Doamne! Iartă! Și fă din noi, Doamne, Dumnezeul meu, oameni ai credinței, care să putem trăi curat pentru împărăția Ta. Spune-i cu gura Ta, Domnului, iartă-mă, Iisuse Hristos. Spune-i Domnului cu cuvintele Tale, fie-ți milă de mine, Doamne. Nu poate întunericul să domnească în viața Ta. Nu poate cel rău să te doboare. Nu poate moartea să te ghită. Pentru că Hristos e mielul lui Dumnezeu, care la Golgota stă pe cruce și din rănile Lui curge sânge sfânt și spală și curățește și aduce leac pentru sufletul nostru. Mulțumesc, Doamne, că îmi vorbești prin rănile Tale. Cu sufletul mă apropii de Tine și îți văd semnele cuielor. Văd coroana de spini care ți-a brăzdat fruntea. Văd biciul care ți-a sfârtecat carnea. Văd, Doamne, Dumnezeul meu, piroanele care s-au bătut în mâini și în picioare. Văd cum lancia romană ți-a străpuns coasta, pentru ca să nu mai domnească nici întunericul, nici cel rău să-și mai bată joc de viața noastră, nici moartea, Doamne, prin boldul ei să ne străpungă. Viu este numele Tău! Viu este numele Tău! Naște, Duhule Sfânt, credință în noi! Naște pocăință! Naște în noi căință! Naște în noi regret și dorință sfântă să ridicăm paharul izbăvirii!
naște în noi credință. Tu poți ca să te îmbrățișezi și să strig: Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisus. Primește-ne, Doamne, îngenunchierea, primește-ne, Doamne, frângerea, primește-ne, Doamne, mărturisirea. Ia-ne în brațele tale de Dumnezeu, fă cum ai făcut mereu, ceartă-ne cu vorba, dar înconjoară-ne cu brațele tale de Dumnezeu. Fă cum ai făcut întotdeauna, scapă-ne de povara nefericirii, oameni care se vizuie pe ei înșiși, oamenii care caută lucruri care nu pot fi găsite. E un singur răspuns în fericire: credința. Treci, Doamne, Dumnezeul meu, prin ușile încuiate și nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, să trăiesc o viață de om mărunt, strivit, de om care să stea speriat în colț, ci te rog în această după-amiază, Tu, miracol, Tu, minune, deschide zăgazurile cerului, fă un semn al prezenței tale în sufletul nostru și dă la o parte poveri, pietre, bolovani, sfărâmă lanțuri, deschide temnițe, vindecă trupuri bolnave, repară, Doamne, relații stricate, oprește divorțuri și lucrează în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Vă invit să ne ridicăm. Rămâneți cu ochii închiși acolo unde sunteți. Și haideți să-i spunem Domnului în rugăciune, cântând: O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Spune-i Domnului lucrul acesta. Mi-ai vorbit prin rănile Tale, chemându-mă la o viață de sfințenie. Mi-ai vorbit prin rănile Tale, chemându-mă la o viață de dedicare, de lepădare de sine. Rănile Tale vorbesc despre dragostea Ta, despre pasiunea Ta, despre focul viu care l-ai avut pentru sufletul nostru, Mântuitorul nostru. Rănile Tale mă obligă, Doamne, să trăiesc frumos ca lumina zilei. Rănile Tale, Doamne, Dumnezeul meu, vor da putere picioarelor mele să meargă până la capătul pământului. Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Roagă-te cu versul acestui cântec. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne,
Înainte să părăsim locul acesta, o mai rosti o rugăciune, rog pe Cornel să vină aici în față. Și aș vrea în momentele următoare să facem împreună un gest al credinței. Vreți să fiți alături de noi în lucrarea aceasta? Părtași acestor momente, aș vrea din toată inima Dumnezeu să poată continua seria acestor întâlniri. Fiți părtași cu noi. Ajutați-ne. Noi nu vrem nimic pentru noi. Am pâine. Dumnezeul meu este Dumnezeu care pune până pe pâine, pe pâinea pe masă. Dar aș vrea să fiți părtași cu noi, că sunt convins că duminica viitoare luăm pavilionul. Amin. Doamne ajută. Amin. Credincioșilor. Amin. Sunt convins că luăm pavilion. Amin. Și sunt convins că Dumnezeu va lucra. Amin. În seara aceasta, simți că Dumnezeu ți-a atins inima. Și Dumnezeu ți-a vorbit. Și de descoperit înaintea lui Dumnezeu cu nevoia aceasta a mântuirii. Și vrei plecând din seara aceasta să faci un pas în credință. Să rămâi la sfârșit să stăm de vorbă. Știți? Când cineva se naște în Hristos, este ca un bebeluș. Cineva trebuie să-l poarte în brațe. Și apoi crește, se face un mare și naște la rândul lui alți bebeluși. Așa că dacă în seara aceasta ești un om care vrei să schimbi viața și vrei să pleci pe un drum nou, sunt foarte mulți tineri aici pregătiți, eu împreună cu ei vom sta de vorbă. Ne vom sfătui, ne vom ruga, vom descoperi împreună frumusețea credinței. Credința este o alergare, de zi de zi, pas cu pas, se învață. Așa că dacă în această seară vrei să schimbi viața, dacă niciodată n-ai făcut un legământ cu Domnul, câți dintre noi să se căsătoriți, mâna sus, foarte bine. Și când v-ați îndrăgostit de ea, ce i-ați zis? Mă, nu contează că îți dau inel, nu contează să facem certificat de căsătorie, eu te iubesc. Și atât. Ce ți-a zis ea? Mă, iubește-mă cu verighetă și iubește-mă cu certificat. Cu Hristos este la fel. Când un om intră în apa legământului și ce-i spune lui Dumnezeu, te iubesc. E declarația ta de dragoste. Dacă până acum niciodată n-ai făcut legământ cu Dumnezeu, rămâi stăm de vorbă, și tu vei intra într-o zi îmbrăcat în haină albă să spui, de aici încolo, eu sunt mireasa Lui și Hristos e mirele meu. Și mă pregătesc pentru nunta cerească. Și de ce nu-mi pare rău că trece ziua de azi? Că nu mă duc la cimitir. Cu ziua de astăzi nu mă apropii de groapă. Cu ziua de astăzi mă apropii de nuntă. Într-o zi voi fi la nunta mielului, la masa ce sunt. Eu nu mă îndrept spre groapă. Plus că la groapă mă duc alții, treaba lor. Eu mă duc acasă la nunta mirelui Iisus. Vrem să cântăm și avem câțiva tineri pregătiți care vor trece printre rânduri și dacă dumneavoastră vreți să vă deschideți inima să dăruiți pentru tot ce înseamnă lucrarea din locul acesta, faceți-o cu bucurie. Domnul să vă binecuvânteze. Cântăm lui Dumnezeu cu toată inima. Ne închinăm Lui și apoi rog pe Cornel să vină aici în față și să încheie printr-o rugăciune. Da? Prea iubiților, să nu uitați, tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va pieri în veci. Fiți binecuvântați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.